Bună ziua din nou, sper că a fost în regulă cafeaua. Venise pregătit cu multe voi aici despre care să vorbesc. Țin să mulțumesc antevorbitorilor mei pentru că jumătate din ce aveam eu de spus au spus dumnealor deja. Domnul Barbu, care din păcate nu mai este lângă noi, a fost nevoit să plece. Vreau să-i mulțumesc pentru ideile expuse. 50% din tot ce aveam eu de spus a spus dumnealui în primele două propoziții. Domnul Dumitru a expus într-un mod extrem de profesionist ideile de bază de dreptului motiv pentru care ne aflăm astăzi aici. Iar domnului director Călin, am senzația că și dumneavoastră a plecat, îi transmit faptul, sper să ajungă informația la dumneavoastră, că referitor la toate cele menționate, oricând îi stăm la dispoziție. În ceea ce privește alegerea unui echipament de protecție corect, din punct de vedere al cerințelor, al normelor, și din punct de vedere al prețului. Corect. Atenție, nu cel mai scăzut, nu cel mai ridicat. Prețul corect. Voi puncta acest aspect în cele ce urmează. Sper că toate inima să funcționeze și slide-urile. Deci, așa cum am zis, mă numesc Adrian Costea, reprezint Alfirom Echipament de Protecție, activ pe piață sub numele Alfirom din 2020, dar activăm pe piață încă de 1993, ceea ce înseamnă echipamentele de protecție a muncii. Astăzi vom vorbi despre un domeniu foarte drag mie și anume domeniul feroviar. Înainte de a ne lansa în subiect, voi spune despre domeniul feroviar că este o lume în continuă mișcare, în care sunt angrenate echipamente grele, trenuri, locomotive, lucrători și astfel cresc riscurile asociate industriei. După cum mulți dintre dumneavoastră cunoașteți, domeniul feroviar este aparte și nu poate fi încadrat în aceeași categorie cu restul domeniilor gen automotive, producție și așa mai departe. Astăzi o să încerc să abordez împreună cu dumneavoastră 5 subiecte. Îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate, protecția picioarelor, cuvântul corect, relația dintre departamente, atunci când procedăm la achiziția echipamentelor de protecție și angajatul din domeniul feroviar în viziunea noastră. Voi începe cu primul punct și anume îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate. Cum a fost foarte bine menționat și punctat de doamna Popa mai devreme, în anul 1994 a apărut standardul N471, care făcea referire la îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate. În anul 2013, mai precis în octombrie, acest standard a fost îmbunătățit și astfel a apărut SRN ISO 20471, care a adus anumite îmbunătățiri asupra standardului inițial. Dintre acestea, doresc să punctez că mânecile non-fluorescente nu mai sunt permise în conformitate cu acest nou standard. Ele trebuie să fie confecționate din țesătură fluorescentă și să aibă două benze reflectorizante. Foarte mulți dintre voi, iar acum o să cer și ajutorul colegilor mei care sunt deja pregătiți, sunt familiarizați și folosesc în domeniul feroviar cu precădere această jachetă din Vatelină. Sunt sigur că absolut toată lumea o cunoaște. Nu voi vorbi despre brand, nu voi vorbi despre producător, voi vorbi strict despre materialul în care este confecționată. Vă rog. Între timp, colegii mei, vă pun la dispoziție câteva materiale și pe masă. Peste care, pentru a fi vizibil, aplică și o vestă reflectorizantă. Astfel, se consideră că este acoperit standardul de înaltă vizibilitate. Conform noului standard și modificărilor aduse în acest standard, nu este. Pur și simplu nu este înfăptuit. Așadar, din punctul nostru de vedere, ar trebui procedat la modificarea criteriului prin care se face achiziția, la modificarea felului în care sunt alese materialele pe care le comandăm pentru angajații noștri. Haideți să presupunem că afară plouă, sunt intemperii. Această geacă de vatelină nu este impermeabilă. Imaginați-vă un
lucrător care poartă această geacă cu vesta pe deasupra, stă în ploaie, geaca se udă, vatelina se duce în jos, ajunge să cântărească 4 kg. Ce randament considerați dumneavoastră că mai dă lucrătorul respectiv? Nu mai vorbesc despre riscul de îmbolnăvire, despre faptul că este frig, concediile medicale care apar ulterior și așa mai departe. Din punctul nostru de vedere și ceea ce sugerăm și dorim să se implementeze la nivel feroviar, este folosirea geci impermeabile din material fluorescent cu benzile reflectorizante aplicate încă din fabrică. Iar colegii mei vă vor pune la dispoziție și asemenea geci, astfel încât să le vedeți personal, să vedeți exact care este materialul din ce sunt confecționate. Unii dintre voi, cei prezenți în sală, inclusiv cei de la Metrorex, folosesc această geacă la proiectul magistral M6, doar că este culoarea galben, fluorescent și nu portocaliu. Pentru că este vorba strict despre construcția aceasta fiind pusă la dispoziție de colaboratorul nostru care are proiectul respectiv. Costi, Adriana, vă rog să puneți la dispoziție și gecile reflectorizante. Mulțumesc!
Haideți că intru și eu discuție cu Adrian, să facem un pic. Asta e vară iarnă. Nu, asta este o geacă de iarnă. Se numește 5 în 1. Sunt la Editor Montaj. Presupun că ar fi român, noi cum dorim echipamente de la ei. Este o geacă care a apărut în toamnă la, de la Romul Data Plus. Noi am cumpărat, cred că, vreo 800 de rupe sau 1000, ceva de genul. O geacă este ordinar de bună. De ce? Avem partea de ploaie aici, care ajută să nu se bolnăvească, să nu cuie pufoaicele. Care ați pufoaicele? Ca să le spunem cum se numesc. Cum se numesc? Haine, pufoaicele. Da? Odată jos, când nu avem nevoie de ploaie, avem această geacă simplă, extrem de fiabilă și de ușoară. Atenție, și această geacă este impermeabilă. Inclusiv mânecile de la ea sunt impermeabile. Mai există și alte geci de asemenea natură pe piață, fără mâneci impermeabile. Plasă în altă vizibilitate. Ce? Domeniul nostru este de construcții linii electrice aeriene subterane. Lucrăm și noi tot așa cu altă vizibilitate. A fost un standard pe care l-am impus ca firmă. Nu neapărat de standardul ăla. E vorba de oameni. Trebuie să protejăm oameni cu toate punctele de vedere. Oamenii mei lucrează pe stâlp. Dacă nu-i vede Macalagiu, mor șapteniști într-o secundă. Într-o secundă. E vorba de meserii cu risc. La dumneavoastră cred că poate să-i lovească trenul, poate să-i lovească un vagon. Și știi ce înseamnă accidente de genul ăsta, fatalități, da? Sunt lucruri care contează foarte, foarte, foarte mult în tot ceea ce se întâmplă. Am intervenit, eu îl ajut acum. Geaca asta, uneori, poate fi dată jos mâneca în perioade mai călduroase, îi ajută pe oameni. Contează calitatea. Anvirom îi cunosc de un an și ceva. Am existit la tot nivelul de ecomontaj, lucrez cu ei, sunt foarte serioși. Am eliminat firme care nu sunt serioși, noi suntem privați, nu suntem de stat. Acordat, să știți, la punctul preț-calitate cel mai mult. N-am la cele mai scumpe echipamente de reclamă, am făcut cele mai bune. Și avem o colaborare strânsă, de-aia m-au și chemat aici. Eu cu drag vin, sunt oameni care ne-au ajutat și ne ajută în continuare. Ultima comandă l-am dat-o ieri. O să vă prezinte și salut Petre de la altă vizibilitate și celelalte sunt lucruri foarte bune care puteți să luați de la ei. Ce vorbea Adrian, aportul preț-calitate, ceea ce este corect, să știți că este... Încercați să nu rămâneți pe prețul cel mai mic. Încercați la bocan să nu mai luați bocancii aceia care cu tablă, care creează licoze. Răi. O să vorbesc despre asta. Bun. Chiar dacă a spart viața tonului și sunt peste emoții, sper să mă descurc. Am vorbit despre domeniul echipamentului High Visibility. Vreau, dacă tot suntem la îmbrăcăminte, să mai menționez un pic și echipamentul cu cerințe speciale. Mă refer aici la, pentru că e vorba de domeniul feroviar, mă refer aici la echipamentul și salopetele de tip Nomex. Sunt absolut sigur că toată lumea a auzit despre aceste salopete, toată lumea a auzit de materialul tip Nomex. Se folosește cu precădere în rafinării, unde există risc de implozie, materialul fiind unul antistatic și inimic. Din păcate, au existat evenimente în trecut în care, datorită faptului că, nu știu, a fost scăpat un mic detaliu sau datorită, de fapt, din cauza, că este un lucru negativ a unei neatenții, aia a fost o deflagrație și câțiva oameni au suferit arsuri foarte grave. Acest lucru ar fi putut fi evitat. Ideea este că salopeta de tip Nomex nu este neapărat o alegere greșită. Materialul are aceste proprietăți, deoarece țesătura este imersată într-o baie. Substanțele respective, dându-i materialului proprietățile respective. Antistatic, lignifug. Acum, are o certificare materialul respectiv. Însă ceea ce nu este certificat este produsul finit, și anume salopeta. Cum funcționează lucrurile? O croitorie achiziționează materialul care vine cu certificările respective, după care, în baza unor comenzi, în care sunt stipulate niște mări, niște măsuri pentru oameni care poartă, sunt confecționate niște salopete. Materialul are certificarea, nu și salopeta.
Producătorul, pentru a putea avea certificare, trebuie să treacă prin niște procese pe care le-a menționat doamna Popa mai devreme, care sunt foarte costisitoare și de foarte lungă durată. Evenimentul petrecut chiar anul trecut, dacă nu mă înșel, nu am să specific unde, nu asta este important, nu ce s-a întâmplat, iarăși nu este important, ar fi putut fi evitat și asta este important. Pe piață au apărut niște materiale virgine, au aceste proprietăți de la mama natură și le vor menține întotdeauna, spre deosebire de materialul din Domeț, care își menține proprietățile, atenție, până la 50 de spălări. Ce presupune asta? Presupune că utilizatorul, când ajunge acasă și își dă salopeta jos de pe el, respectă instrucțiunile, spală acea salopetă la 30 de grade, lucru care nu se întâmplă. Ca să reziste până la 50 de spălări și să-și păstreze proprietățile. Dacă ar avea o salopetă confecționată din material virgin, nu ar mai fi nevoie de așa ceva, o poate spăla oricând, oricum, salopeta respectivă are durată de viață practic nelimitată, dar presupunem că da, se mai schimbă structura omului, mai crește gniozdanul, mai slăbește, se întâmplă, va trebui schimbată. Dacă nu mai schimbăm 4, 5, 6 salopete pe an. Acest lucru îl voi aborda și în punctul când voi ajunge la prețul corect. Pentru că o salopetă de tip Nomex are un preț de, eu știu, 200-300 de lei, depinde de unde achiziționați, iar o salopetă de un material virgin are un preț de la 6-700 de lei în sus. Făcând niște calcule, o să vedeți că, de fapt, este rentabil să achiziționăm salopeta de 6-700 de lei decât cea de 200 de lei în repetate rânduri. Voi ajunge și în acest punct un pic mai târziu. V-am prezentat jachetele. Urmează să trecem un pic la protecția picioarelor, pentru că tot mi-a ridicat colegul Claudiu mingea la fileu. Conform standardelor, conform normelor, toată lumea cunoaște standardele respective. În 2022, NIS-ul 20345 a adus câteva modificări asupra standardelor. Cum toată lumea știa că S1 înseamnă ca un bocan să aibă bombel de protecție, S1P să aibă bocan, să aibă bombel de protecție și lamelă antiperforație, S2 să aibă bombel de protecție și să fie tratat antiumiditate materialul din care este confecționat bocancul, S3 să aibă bombel, să aibă lamelă antiperforație și să fie tratat antiumiditate. Mai nou, conform noilor standarde, au apărut aceste categorii, S1PN, S1PS, S3N și S3S. La ce se referă acele litere după S1P și S3? PN este vorba despre rezistența antiperforare testată cu un cui cu diametru de 4,5 mm, iar PS este vorba de rezistența antiperforare testată cu un cui cu diametru de 3 mm. Mai mult decât atât. Dacă în trecut standardul spunea că atunci când un lucrător calcă pe un cui sau un obiect ascuțit, scopul lamelei de protecție era ca acel obiect să nu perforeze talpa lucrătorului. Acum, scopul este ca lamela antiperforație să și îndoaie obiectul respectiv, astfel încât să elimine riscul persoanei care vine în spate. Nu era suficient să mă apere doar pe mine, acum trebuie să elimine și riscul persoanei care vine în spatele meu. Reglementarea a intrat în vigoare în 2022. Toți bocancii produși cu normele existente până atunci vor fi produși în continuare pentru că certificarea avea o validitate de 5 ani de zile și până se va expira acel termen, după care îi vor produce în continuare, după care vor trece la noile norme și toată lumea se va alinia. În acest sens, nu știu câți dintre voi au văzut până acum cum arată, de fapt, un bocanc în secțiune. Am adus astăzi cu noi câteva perechi. Îi rog pe colegii mei de nou să distribuie la masă, să vadă toată lumea ceea ce e la un bocanc de protecție. Toată lumea știe ce este, toată lumea știe ce trebuie să facă. Nu știu câți dintre dumneavoastră au văzut cum arată, de fapt, un bocanc înăuntru. Costi, Adriana, vă rog frumos. Costi, să-mi dai și mie unul, te rog.
Bun. Toată lumea cunoaște și este arhi-folosit termenul de bocan cu bombeu metalic. Ceea ce vedeți în secțiune aici este secțiunea unui bocan cu bombeul din compozit. Nu este bombeu metalic, dar asta nu înseamnă că nu oferă aceeași protecție. Sunt ambele testate până la 200 de juli. Că este metalic, că este din compozit, că este din fibră de sticlă, că este de la aluminiu, indiferent. Același grad de protecție îl oferă fiecare. Vă atrag atenția asupra prelungirii acestui bombeu. Această lamelă de cauciuc în prelungirea bombeului reduce riscul de accidentare sau, în cel mai ușor caz, producere de disconfort asupra metatarsienelor. Unde se termină tarsienele, atunci când pășim, aici. Bombeul metalic este cu terminație bruscă. Motiv pentru care atunci se provoacă disconfortul pentru utilizatorul final. Astfel, apar bătături, bășici, se creează un disconfort, randamentul scade. Porțiunea aceasta este lamela antiperforație. Vedeți cât este de flexibil. Toată lumea înainte și imagina că este o bucată dreaptă, de fier, să nu cumva să treacă ceva. Nu. Acesta este ceea ce protejează, de fapt, talpa piciorului. Vă atrag atenția acum asupra materialului exterior. Este o piele de bovină hidrofobizată, adică tratată anti-umiditate. Acest bocang este în categoria S3. Vom trece la caracteristicile superioare pe care le are față de un bocang S3 cu cel mai jos preț, acel cu bombeu metalic, în comparație, și vom discuta la punctul următor imediat și de ce aceasta ar fi alegerea corectă și nu acel bocang. Talpa la acestui bocang este antialunecare, rezistentă la uleiuri și antistatică. Atenție! Domnul Claudiu chiar folosește acest bocang. Prețul unui astfel de bocang o să vedeți în punctul imediat următor, însă, în ceea ce privește un preț pentru un produs din partea Alviron, toate ofertele noastre sunt personalizate în funcție de anumite criterii. Nevoi, consum, riscuri și condiții comerciale, absolut. Eu pot să vă spun prețul. Pot să vă spun eu prețul, dar au din casă. E în jur de 126-127 de lei în momentul ăsta. Dar, de 5 ani de zile, eu folosesc numai acest bocan cu toate șantierele pentru montaj și interne și internaționale. Rezistă foarte bine la tăieturi. Ce vreau să vă mai explic? Apropo de antiperforație, calea ferată, ca și noi folosim la această muchie, care același bocan și taie. Asta nu se mai taie. Este foarte ușor. Da, în fine, am ajuns. Ce apreciază lucrătorii mei, APS-ul de aici, este un confort. Ca la Nike, același, știți, care avem o pernuță. Așa este și aici. Folosesc numai și numai acest bocan, plus că în zona de electricitate, niciodată un lucrător de al noastră nu se va curenta. De ce? Avem compozit, avem metal. Metalul, terminația, v-am spus, creează răni, se încinge, vara se încinge, se încinge al dracului de rău. Știți ce temperaturi sunt la nivelul califerate? Iarna e frig. Eu vă spun că un metal, când îngheață, îngheață și îngheață și piciorul foarte grav. Deci, este o firmă, o colaborare românească cu o firmă italiană. Da, fabrica e la Bacău. Asta pot să vă spun mai mult. Este un bocan extraordinar de bun. Pe care nu am încercat și alții, m-am întors la el. De ce? Raportul de calitate. Alți bocanci cu caracteristice lui sunt 200 și ceva de lei. Stai 100 și. Și ține în cont în recomandă și sper să se șpasă de acum încolo bun. De aceste caracteristici, din păcate, uneori luăm cei mai prost. Nu, trebuie să renunțăm. Pielea este foarte bună, bocancul ăsta rezistă. Și vă spun, mă ocup de partea de sătate executate muncă în electromontaj. Întrec prin mână vreo 2.000-3.000 de bocanci anual de genul ăsta. Avem comenzi. Asta ca să-l ajut colegul.
sunt băieți care au plecat la țară cu ei și se duc și în târg cu ei la piață, da. Recunosc. Pentru că tot m-a întrebat domnul Rodrigo. Domnul Claudiu a dat în casă 126, eu l-am trecut aici drept 130. Este ofertantul 2 și vom aborda acest subiect imediat, am zis să trec prin ele. Acesta este internaționalul Bocan pe care îl cunoaște toată lumea. Este străin, cum este cerut în absolut toate căietele de sarcini. Acesta este cel pe care îl folosesc 80% din cei care activează în domeniu, din păcate. Este cel cu bombă metalic, cel cu inserție metalică și cam atât. Mă scuzați, ei spun că este tratat și antiumiditate. Se îndoie și acesta. Dar nu ca acesta. În afară de caracteristicile menționate de Claudiu, acesta mai este și tratat antimicotic. Nu mai fac utilizatorii noștri acele ciuperci, nu mai miros așa când se descalță. Înțelegeți, tot confort. Mai mult decât atât, vedeți, tapa este cam de aceeași dimensiune. Aceasta, îmi cer scuze pentru zgomot. Aceasta, anti-shot. Să se sesizează diferența de sunet? În mod cert. Și acum trecem și la punctul cu prețul corect. Să presupunem că avem de achiziționat 500 de perechi de bocanci. Criteriul fiind bocanche străi. Automat lucrăm și în exterior, deci trebuie să fim și protejați anti-umiditate. Am lansat solicitarea în piață și avem doi ofertanți. Primul vine cu un preț de 80 de lei pentru perechea de bocanci. Al doilea, în speță noi, venim cu un preț de 130 de lei pentru perechea de bocanci. Este o diferență de 63% între cele două. După cum vedeți, achiziția pentru cei 80 ar însemna 40.000 de lei, la cei 130 ar însemna 65.000 de lei. Practic, de la primul ofertant, economisim 25.000 de lei. Pare alegerea corectă, nu? Pare, nu este. Păi nu. Dacă ne gândim strict la bani, strict în punct de vedere economic, vă pare alegerea corectă? Perfect. În cel mai rău caz am pus acest exemplu. Vă pot spune și în cel mai bun caz, că l-am notat aici. Aici este în cel mai rău caz. Eu vă spun din experiență că această cifră 4, pusă în dreptul primului bocanc, este realitatea la ora actuală. Nu am o durată de viață mai mare de 3 luni de zile la acești bocanci. Prima parte care cedează fiind spatele, deoarece, spre deosebire de celălalt, aici lipsește și ștaiful. Se taie după 2 săptămâni de utilizare, în principiu, apare prima tăietură, după care ajunge să devină, să fie pe toată lungimea bocancului. Ulterior, nu mai spun despre disconfort și ce am menționat mai devreme, nu și are rostul. Motiv pentru care un astfel de bocanc, în cel mai rău caz, îl dăm de 4 ori pe an unui utilizator. Așadar, suma de la 40.000 devine 160.000. Și pentru că am luat cel mai rău caz, deși nu se întâmplă și încă o dată vă spun din experiență, presupunem că dăm 2 astfel de perechi utilizatorului într-un an de zile. Lucru care, repet, nu se întâmplă. Și am exemplu lângă mine pe scenă, domnul Claudiu achiziționează pentru oamenii lui acest bocanc încă de un an de zile? Apoi da, de 5 ani de zile după piață. Dar prețul corect aici nu se vorbește despre om. Vorbim cifre, vorbim de toate, dar nu avem în vedere omul. Omul ăla, dacă îmi permit, cu acela, 2 secunde, va ajunge cu diverse probleme. Nu știu. Nu veți mai avea producție niciodată așa cum trebuie să o aveți. Randamentul muncii scade, concedii medicale, că tot e la mod, apropo. Guvernul vorbește de concedii medicale. Dar ce se face? Omul s-a rănit.
are micoze, are răni pe picioare, trebuie să se trateze. Tratamentele dermatologice sunt foarte scumpe și foarte bine. Așa că, în afară de preț, noi care de comuntaj, luăm în considerație și omul. Că nu putem să facem nimic fără oameni. Puteți să aveți toți banii din lume. Stați cu ei. Fără oameni nu faceți nimic. Noi totdeauna am pus pe primul loc oamenii, oamenii să fie bine, nu luăm nici cele mai scumpe produse. M-am mai povestit prin boată, acelea care au un preț corect pentru noi. Într-adevăr, poate să cedeze și de două ori în bocan, dar modul de utilizare la hidromontaj este diferit față de ce aveți dumneavoastră, că bănuiesc. Avem muchii de fierte, montați pe stâlpi, au câțiva milimetri, iar sunt foarte tăioase și, într-adevăr, schimbăm uneori de două ori, dar nu de mai multe ori. Sunt bocanci care rezistă, v-am zis, de 5 ani de zile folosim, nu așa ceva. Asta ce pot să vă spun ca și experiență, o să trecem și la alte echipamente, asta vorbim de bocanci, până la urmă prețul corect nu e mai bani, se puteți să aveți sași de bani. Oamenii, le ținem la oameni foarte mult și că să ținem și noastră la oameni. Nu mă uită ce spune curtea de conturi, nu mă uită. M-am dus la 4 ani și am spus, cel mai bun lucru ăsta e și realizează. Pentru că degeaba ia proiecte și stă proiecte de milioane de euro, dacă nu poate să le facă. Așa e și la dumneavoastră și cred că aveți destul de investiții, am văzut pe PNRR în ultimul timp. Sper să fie și pe montajul partenerilor dumneavoastră, pe la stații și pe la firme de tensiune. Trebuie să luați ceea ce e mai bun. Ceea ce e mai bun nu este cel mai scump. Noi e lui Sfântor, noi neapărat. Uite, sunt bocanși făcuți în România. Sunt bocanși făcuți în România și au un preț decent. Asta am să spun. Vreau să menționez că nu ne-am pus de acord absolut deloc cu speech-ul la început. El este doar colaboratorul nostru, nu face parte din societatea noastră, așa cum mai sunt câțiva dintre dumneavoastră colaboratorii noștri, domnul Avram, domnul Chivu. Ceea ce vorbea a apărut și pe slide-ul în spatele tău, fără să știi. Da. Asta este ideea de bază. Ne orientăm atenția asupra utilizatorului final, pentru că astfel avem de câștigat și economic. Dar vedeți dumneavoastră, mai punctez aici randament sporit. Vă mai dau un exemplu. Să presupunem că avem de un proiect de, nu știu, bătut, zic și eu, 2000 de cuie pe calea ferată. Un angajat încălțat și îmbrăcat corespunzător va bate acele 2000 de cuie de două ori mai repede decât un angajat îmbrăcat uzual, să zic, sau cum este la momentul actual. În ce se traduce asta pentru compania dumneavoastră? Timp câștigat, în care pot să iau alte proiecte și astfel să generez un venit în plus. De asemenea, economisesc faptul că am un flux redus de angajați, pentru că un angajat echipat corespunzător nu pleacă la altă firmă pentru că acolo îi dă un echipament de calitate pe aceeași bani. Și acolo nu-l dor picioarele. Și acolo nu ajunge să aibă în timp boli profesionale. Pentru că să știți că impactul pe care îl are încălțămintea de protecție în timp se duce către coloană. Și de acolo știți mai bine decât mine probabil ceea ce se poate întâmpla. Așadar, din punctul nostru de vedere, cuvântul de bază este corect. Prețul corect pentru serviciul corect. Da, există posibilitatea ca cineva în piață să vă pună la dispoziție acest bocan. Dacă eu vi-l pun la dispoziție cu 130 de lei, să vi-l pună la dispoziție cu 129 de lei. Există această posibilitate, nu pot să zic nu, pentru că nu dețin monopol. Dar eu, pentru acel leu, la noi aveți consultanță oricând, gratuită, absolut. Venim la dumneavoastră, identificăm riscurile pe care le aveți împreună cu departamentul SSM, și venim cu soluția optimă, din punct de vedere cost-calitate, pentru societatea dumneavoastră. Avem în vedere și partea umană a lucrurilor, avem în vedere și partea economică a lucrurilor. Nu suntem astăzi în fața dumneavoastră să vă vindem niște echipamente. Dacă este să facem ceva pe viitor împreună, este să avem o relație de business din care să avem de câștigat și noi și dumneavoastră. Mai mult decât atât, vreau ca și îmi doresc în suflet ca oamenii prezenți în această sală să stea la baza unei schimbări apărute în domeniul feroviar în România, a unei
O numesc eu, și poate că este puțin dur, intrare în normalitate, aliniere la standarde europene, să arătăm cu noi, să arătăm și noi la fel ca ei. Am ieșit în țară cu mașina. Multe locuri treci pe lângă calea ferată. Vezi lucrători, toți portocalii, impecabili, în capul în picioare. Eu sunt născut în Curtea de Argeș, locuiesc în Pitești. Între Pitești și Curtea de Argeș e calea ferată pe lângă drum tot timpul. Este inevitabil să nu vezi pe cineva pe calea ferată. Și vedem pe ai noștri dorei în șlapi, în pantaloni scurți, în maieuri, cu o vestă reflectorizantă, murdară, ruptă, aruncată peste ei, pentru că așa li se cere. Singur, eu nu am nici puterea, nici șansa, nici ocazia să schimb aceste lucruri. Aici ține de dumneavoastră, ține de minister, ține de schimbarea modalității prin care vedeți lucrurile. Motiv pentru care eu vă rog, vă sugerez, haideți să facem o schimbare. Haideți să schimbăm modul în care întocmim caietele de sarci. Haideți să schimbăm modul în care procedăm în alegerea unui echipament atunci când vrem să facem o achiziție. Haideți să le facem împreună. Le facem astăzi 1, mâine 2, poi mâine 3. Vă garantez că toată lumea va face la fel în viitor. Ăsta este lucrul pe care noi îl considerăm a fi cel mai de preț. Cam atât cu acest punct. Având în vedere cele menționate de antevorbitorii mei, este extrem de greu să mai subliniez și eu lucruri deja spuse. Trec un pic la relația între departamente. Am pus SSM-ul, sindicatul, achizițiile și managementul un pic separate de furnizor. Pentru că, de regulă, procesul de achiziție așa are loc. Vine SSM-ul, spune care are nevoie, se duce la, eventual, are și sindicatul un cuvânt de spus în echipamentele de care este nevoie, se duc ele la achiziții, achiziția se duce la management, vine un buget, achiziția se ocupă de achiziție, cere ofertele 2, 3, 4, 5 locuri oferte de preț, o alegem cea mai bună din punct de vedere a bugetului, dă materialele SSM-ului și magazia distribuie. Eu am adăugat și furnizor. Nu avem cum să atingem acest succes decât împreună. Motiv pentru care, și revin un pic la slide-ul anterior, dacă lângă SSM și sindicat pun furnizorul la prima parte a procesului de achiziție și atunci când identificăm împreună tot ce înseamnă riscuri și nevoi și mediul, în special mediul care lucrează angajații, este de o mare importanță. Unui angajat care lucrează în domeniul feroviar, niciodată, dar absolut niciodată, când un om merge pe calea ferată și sunt acei bolovani, acele pietre, niciodată nu i-aș da așa ceva în picioare. Chiar dacă este destre, este un risc să calce strâmb și să facă o entorsă de, sau luxație sau, Doamne ferește, mai rău, de rămâne acolo pe loc. Niciodată nu i-aș da așa ceva. Motiv pentru care eu merg cu cel de la departamentul SSM și cu cel de la sindicat și zic, domnule, din punctul nostru de vedere, aici trebuie asta. Haideți să vedem ce găsim, să dăm astfel încât să acoperim aceste riscuri. După care, tot furnizorul, cu decizia pe care a luat-o împreună cu SSM-ul și cei de la sindicat, se duce la achiziții. Haideți să facem împreună studiu de piață. Conform nevoilor pe care le avem, trebuie să achiziționăm un astfel, un anume tip de echipamente. Ei bine, le găsim la următoarele prețuri. Așa, 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 așa. Haideți să vedem care ar fi cel mai bun. Cum putem să ne gândim în prețul ăsta? Facem împreună. După care, când am ajuns la management, acolo nu mă duc eu singur în calitate de furnizor. Merg împreună cu toți cei trei de mai sus și propunem ideea de bază. Managementul, în mod normal, atâta timp cât lucrurile noi le-am făcut corect, ar trebui să accepte ideea, să o îmbrățișeze și să o susțină. Și astfel, lucrurile pot fi făcute cu succes. În principiu, cam acesta am fost eu, Adrian Costea de la Alvirom. Dacă aveți orice fel de întrebare, vă stau la dispoziție. Dacă nu, îi voi pasa de nou ștafeta domnului Claudiu, în măsură în care mai are ceva de spus. Sper că ne încadrăm cu timpul liz. Nu o văd, nu știu unde este. Două minute. Aici la succes, dă-mă să mai anterior. Te rog. Hai, vor. Deci la ajut. Aici putem, nu, e suficient. Acolo, lângă SSM și sindicat, sigur aveți un contract colectiv de muncă la nivel de societate. Sigur aveți un comitet de sănătate muncă. Puteți să stabiliți cu furnizorii
ceea ce aveți nevoie. Să țineți cont de riscurile asociate pe care le aveți pe meseria asta. Ce riscuri avem? Sigur, există un plan de prevenire și protecție. Intrăm un pic în lucruri un pic mai tematice și tehnice. Acolo sunt măsurători organizatorice și măsuri tehnice. Lipsă și achiziția de echipamente. Într-adevăr, nici eu nu vreau să mai văd oamenii dumneavoastră cum erau înainte cu semințe și cu ciocanul și cu două pereți de pectorizante. Vreau să-i văd îmbrăcați. Să ne fie drag. Să știți că nu e vorba de risipa banii. Când am ales aceste echipamente, șoful pe privată se gândește la costuri. Dar primul rând, v-am zis, noi punem omul și a trebuit să gândiți din prisma omului totul. Așa că acolo aș pune un pic și CSSM-ul, apropo de despre ceea ce vorbim, și managementul să înțeleagă că, într-adevăr, sănătatea oamenilor contează. Nu știu dacă spun lucruri mari, dar poate nu sunt înțeles. Venim din domenii diferite, înțelegem, văd că colegii au descoperit, noi folosim foarte mult salopeta aceea. Folosim pe șantiere salopeta aceea, unde zonă de ciment, în altă vizibilitate, cred că vi se potrivește mai degrabă ce aveți acolo. Aveți pereți reflectorizante, bunuri reflectorizante. Eu am ales salopeta asta din alte caracteristici. Pantalonii și dacă îi dau jos și tragem locul tău, facem așa, o să vedeți de ce am ales pantalonii ăștia și să vă spun și de ce. Trageți! Da? Deci pe stâlp când urcă băieții mei, nu există riscul de a rămâne în chiloți, să mă ierte Dumnezeu. Adică să-i se vadă pielea, spune cineva de aici. Ăsta este un motiv pentru care am ales această salopetă. Nu este salopeta aceea care o știm toți, gen cu foaică. Și să cumpărăm salopete, veneau din baloți de materiale, asamblează diverse firme, dar nu au cusăturile și toată tehnologia. Este cusătură în trei ațe, rezistentă, are și un pic de elastan în bacul acesta. Este o cusătură triplă ripstop, da. Prin definiție ripstop înseamnă. Și dacă se agață, materialul nu pleacă. Așa cum are elastan în compoziție 3%. Din punctul nostru de vedere este cel mai bun pantalon de pe piață la ora actuală, indiferent de producător. Ca și aspectul, vedeți afișat pe manechinul de acolo, că de aceea am dat la o parte rolapurile. Așa vedem noi și acesta considerăm noi că este aspectul lucrătorului și în domeniul foierului la interior, acolo fiind la exterior, bineînțeles cu gecile deasupra. Da. Concluziunea cam tot ce... Că să concluzionăm acum. De asta v-am zis. Noi asta par mai scumpe, dar nu sunt mai scumpe. Fiabilitatea nu contează foarte mult. Pot să completez? Vă rog. Încă nu s-a discutat, m-a abordat. S-a abordat tot ce uitați. Deci ceea ce nu s-a discutat aici și se discută foarte puțin, deși lucrurile sunt avansate în sensul ăsta, este conceptul de sustenabilitate și de cost pe durata de viață, deci life cycle costs. Asta se aplică atât în ceea ce privește materialele noastre de protecția muncii de lucru, cât și în ceea ce privește piesele, utilajele, piesele de schimb, service. Ideea de sustenabilitate înseamnă abordare sistematică pe un termen lung, având în vedere efectele finale. Întotdeauna, nu vorbim aici de Louis Vuitton, nu vorbim de Chanel, nu vorbim de mărci scumpe, vorbim de mărci sustenabile. Ceea ce mă interesează pe mine, ca și end user, care achiziționez un produs, este ca la sfârșitul unei etape. Nu era 5 ani, pe care toți îl înjurăm acum, dar îl înjurăm degeaba. Dar trebuie să înjurăm ce trebuia, nu ce... că se făcea prost. Dar eu, ca firmă privată, mă uit cât cheltui pe termen lung, nu cât cheltui imediat. Pentru că eu, ca și angajat al unui patron, sunt întrebat la sfârșitul anului de bugetul pe anul viitor. Da? Și eu ce îi spun? Că cheltui încă o dată pe bocanci sau pe protecția muncii sau pe din cheltuit anul trecut, îmi ține atâta. Dar de ce nu ți-ai cumpărat un care te ține 2 ani? Este simplu un exemplu banal. Deci, din punctul meu de vedere, conceptul și în ceea ce privește activitatea noastră și a tuturor trebuie să fie această noțiune de sustenabilitate
teste scrise, de literatură de specialitate, multă, da? Pe termenul ăsta și te cost pe durata de viață, pentru că nu-mi permit, din toate punctele de vedere, să cheltui puțin acum ca să cheltui mult după. Din punct de vedere al costului, al timpului, al imobilizării și așa mai departe. Lucrurile aici trebuie să ajungă într-un final, pentru că vorbim de ecologie, da? Vorbim de confort, vorbim de economie, dar conceptele astea sunt pur teoretice dacă nu le și punem în practică. Și nu se pot pune în practică decât abordând în această linie. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. Da. Aveți perfectă dreptate. Însă, este vorba despre ceea ce este stipulat în contractul individual de muncă legat de perioada la care se achiziționează echipamentul individual de protecție. Materialele pe care le-am prezentat aici au o perioadă de viață de aproximativ 2 ani de zile, însă majoritatea colaboratorilor noștri, dacă nu toți, cumpără aceste echipamente anual, pentru că așa au prevăzut în contractul individual de muncă. În ceea ce privește sustenabilitatea și materialele reciclabile, la momentul actual se fac investiții în acest sens și au început să apară pe piață materiale, de echipamente făcute din materiale reciclate. Problema la momentul actual este că la absolut orice este nou pe piață, prima dată este cu un preț foarte ridicat. Acel preț foarte ridicat, din păcate, pentru că nu am reușit cu toții să conștientizăm tot ceea ce ați menționat și dumneavoastră și am menționat și eu mai devreme, acel preț ridicat conduce la, să-i spun eu, o părere refractară primită din partea clientului. Motiv pentru care de fiecare dată când eu, în calitate de reprezentant al Virom, ofertez un astfel de echipament, este șansa mea de reușită să implementez echipamentul respectiv la colaboratorul respectiv este destul de scăzută. Pe viitor, în mod cert, acesta fiind trendul, acolo se va ajunge cu siguranță. Acești bocanci, pantalonii de care am tras împreună cu colegul meu mai devreme, gecile pe care le-am prezentat, nu am niciun fel de feedback negativ venit de la vreun colaborator până acum, iar portofoliul nostru de colaborator, să știți că este destul de mare. Ca și durată de viață, minim un an de zile toată lumea se bucură, să spunem, de aceste echipamente. Sper că acesta acoperă răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Altcineva? O să vă dau și o răspunsă de sustenabilitate. Într-adevăr, orice echipament luat din celălalt implică mediu, implică deșeuri, implică alte lucruri, implică costuri. Noi ca firmă avem o responsabilitate cu care ne prezentăm în fața clienților externi. Din ce știu, mai lucrează și cu o firmă, am văzut că pe la autostrăzi. Poți să-i dau numele sau poți să-i dau numele. Poru lucrează cu ei și cumpără aceleași echipamente a 90% față de cumpărăm cu montajul. Adică chiar suntem sustenabili. Cei particulari să știți că se uită la sustenabilitate. Că ai trebuie de sarcini de la stat, ce rapoarte de sustenabilitate. Poți să vin cu mai multe lucruri aici. Aș vrea să implementați ceea ce cereți externilor să implementați la noastră în casă. Asta e pentru mine un vis. Acum dacă ar fi să vă spun și mă uit aici către domn și cred că mă înțeleg mai bine. Există. Sustenabilitate există. Există dacă cumperi echipamente bune și nu creezi deșeuri multe. Statul văd că se preocupă, o să primiți, cred că, și Daci, Jogger și altele care vor reduce și emisiile de carbon. Dar echipamentele proaste strânse la un loc, alea emit multe emisii de carbon, există mult deșeuri pe care încarcă la declarația de mediu. Eu cam atât am avut să vă spun, sper că am fost înțeles, am venit să cu drag pentru Anvirom astăzi. Lucrez cu ei, îmi place de ei, sunt serioși. Dacă nu sunt serioși, îi elimin. Vă spun la modul cel mai serios. Și știu și ei lucrul ăsta și le-am răspund mereu. Nu sunt dragi, au devenit ca o familie de un an și ceva. De-aia sunt și ei, m-au chemat cu drag, am răspuns cu drag și cam atât am avut să vă spun. Să aud numai de bine și să dea Dumnezeu să fie bine la toată lumea. Mulțumesc! Cam atât din partea mea. O să mai fac o întrebare? Sigur. Două. Nu neapărat o întrebare. Vă mulțumesc pentru prezentare. E mai mult o intervenție și mulțumesc reprezentanților Ministerului Muncii pentru că nu au plecat și au rămas până la sfârșitul conferinței.
Și m-aș întoarce la tema conferinței de astăzi, siguranța angajatului din domeniul feroviar. Și vreau să atac două probleme. Una legată de calitate, calitate-preț. Așa cum și dumneavoastră a spus, nu întotdeauna reflectă ceea ce trebuie angajatului ca să fie în siguranță. Și aici aș ruga reprezentanții Ministerului Muncii să pună pe tapet această problemă, pentru că în zona societăților de stat nu poți să respecti relația dintre departamente atâta timp cât primează legea achiziției publice și primează prețul cel mai mic. Niciodată nu o să avem calitate care ar trebui să fie egal cu sănătatea angajatului. De aceea Ministerul Muncii trebuie să facă ceva în acest domeniu. Ca... Și al doilea lucru la care m-aș lega de Comitetele de Sănătate și Securitate Muncă. Care... Cineva a spus că trebuie schimbată legislația. Nu legislația trebuie schimbată. Legislația este cât de cât adaptată cerințelor pieței și ceea ce a impus Uniunea Europeană, numai că această legislație din România, legea 319, hotărârea de guvern 1425, nu este respectată. Aș întreba dintre angajatorii din sală, câți acordă reprezentanților sindicatului minimul de ore în domeniul sănătății să puteți în muncă lunar pentru această activitate. Și atunci, Ministerul Muncii trebuie să facă mai mult din punctul ăsta de vedere. Pentru că și sindicatele trebuie să înțeleagă toată lumea au un rol important în siguranța angajatului. Dacă totuși noi ne băgem în contractul colectiv de muncă, acordarea anumitor drepturi din punct de vedere al siguranței, niciodată nu am reușit să le finalizăm. De ce? Pentru că ne-am legat și am ajuns la departamentul de achiziții, care au cumpărat cu totul altceva decât ceea ce noi am convenit. Și atunci, eu zic că tema siguranța angajatului în domeniul feroviar a fost alesă foarte bine și mulțumesc organizatorilor din punctul ăsta de vedere și haide să facem ceva pentru și pentru angajații din domeniul, cel puțin din zona societăților de stat. Dacă la societățile private se poate impune respectarea relațiilor dintre departamente, la stat lasă de dorit. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc pentru intervenție. Ați punctat foarte bine două lucruri. În ceea ce privește al doilea lucru, nu pot să comentez pentru că nu este de competența mea. În ceea ce privește primul lucru pe care l-ați punctat însă, aș putea avea o soluție și pentru companiile de stat. În optica mea, ar trebui să procedăm la modificarea caietului de sarcini. Atunci când particip la anumite licitații, pentru că și eu particip la anumite licitații, am și ISO AFER, în fine. Criteriul de atribuire, da, este prețul cel mai scăzut. Însă cerința la Bocanc, spre exemplu, este Bocanc S3, bombeu metalic. Este același caiet de sarcini care era în 2002. Suntem în 2024, așa cum ați menționat, parcă totul dumneavoastră mai devreme, sau dacă nu domnul de aici. Haideți să modificăm caietul de sarcini, astfel încât să avem în vedere toate cele menționate mai devreme de mine, legate de confortul utilizatorului final. Pentru că până la urmă acel confort se regăsește în randamentul pe care îl dă acel utilizator. Și atunci, curtea de conturi nu mai are ce să obiecteze în condiția în care eu iau produsul corect cu prețul cel mai scăzut. Dar haideți să cerem produsul corect. Din punctul meu de vedere, aceasta este... acesta ar fi punctul de plecare. Ulterior, implicarea Ministerului Muncii, da, este de o importanță majoră, absolut, vă dau dreptate în totalitate. Dar punctul meu de plecare asta ar fi. Pentru că știu că acolo depinde de mine. În primul și în primul rând. Ulterior, depinzând de cei de la Minister. Vă mulțumesc. Altceva? Da, mulțumesc mult și eu. Vorbeam cu Vorbeam mai devreme și mă refeream la ceea ce spunea colegul la inițiativa Ministerului Muncii în ceea ce privește legea achizițiilor pentru materialele de protecție și spun că, într-adevăr, sunt suficiente, dar
nu e luat în calcul decât prețul cel mai mic. Ar trebui să aibă în calcul exact cum discutam, dacă ar fi eu să aleg acum, aș alege bocancii care 230 de lei care trebuie să-i schimb de două ori și înseamnă 260 de lei, nu bocancii 20 de lei care trebuie în aceeași perioadă de timp să-i schimb de 4 ori și fac 320 de lei. Deci e clar că și la preț pierd dacă stau să fac o analiză mai corectă. De asemenea, sunt mai practici și mai buni și din toate punctele de vedere chiar poți să-i folosești și în oraș, și în, adică și mă refer nu numai la sân, și la deplasarea de acasă, la servici și retur. Deci, dacă ne referim la asta, la acest aspect mă referam mai devreme când spuneam că ar trebui o propunere de act normativ, ceva de modificare, nu în totalitate, ci aduse anumite reglementări, cum o altă reglementare pe care o consider absolut necesară, ar trebui să găsească Ministerul Muncii o posibilitate să dea o reglementare astfel încât astfel de prezentări cum au fost acum astăzi aici să fie făcute înainte de negocierea contractelor colective de muncă, mă refer în special la negociatori, atât din partea administrației cât și din partea sindicatelor, pentru că în momentul când stabilesc normativele și la fiecare funcție, de exemplu ce bocanci achiziționează și restul, cred că ar fi foarte util și pentru cei care fac negocierea. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenție, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și mai menționez doar faptul că în condiția în care se întâmplă acest lucru, noi vă stăm la dispoziție, suntem prezenți acolo pentru absolut orice fel de informații. Mai știu, mă vorbim. Legat de echipamentul cu pensiile reflectorizate, consider că ar trebui pus mai mult accent pe clasa de protecție de retroreflexie. Nu s-a adus în discuție aproape deloc diferența între clasele de retroreflexie, diferența care face diferența și între prețurile diverselor echipamente de protecție. Găsim în șantiere de cale ferată sau în șantiere de cale ferată care intersectează treceri la nivel cu treceri de drumuri la nivel cu calea ferată, echipe care lucrează cu echipament de protecție, vestele celebre, cu clasă 1 de retroreflexie. Noi discutând de viteze foarte mari la calea ferată. Nu vorbim despre cei 50 de km la oră la șantierele de drum. Vorbim despre viteza de pe cale ferată când trece trenul pe lângă acei oameni. Aș considera că trebuie pus un pic mai mult accent pe ce înseamnă această diferență la clasele de retroreflexie. Legat de focanci, un model bun, nu contest asta, doar că aș încerca să evităm să mergem în direcția în care doar ăștia sunt buni. Lucrăm pe terasamente, lucrăm pe piatră spartă și acest tip de bocanc, garantat, și fac test cu bocancii dumneavoastră când doriți, garantat nu rezistă 3 luni. Da? Pentru echipele de la terasamente nu sunt potriviți pentru așa ceva. Da? Pentru suprastructură nu sunt potriviți pentru așa ceva, că lucrăm pe piatră spartă. Da? Deci nu vorbim aici de riscul de tăiere că am călcat pe o muchie ascuțită, nu? Vorbim aici de călcat permanent pe niște colțuri, pe o piatră foarte dură cu colțuri. Și al treilea lucru pe care vreau să îl adaug este legat de departamente. Unde pierdem în vedere toată această discuție este exact acolo unde s-ar putea contoriza câte perechi de bocanci s-au schimbat. Adică la departamentul administrativ sau logistică sau fiecare companie cum este organizată. Adică la magazie. Da? Departamentul ăsta, de acolo putem să cerem. Pentru că SSM-ul spune nu mai corespunde condițiilor pentru care a fost acordat, schimbați. Departamentul financiar sau departamentul achiziții
spune da, trebuie să mai achiziționăm încă 10.000 de perechi, dar de ce? Care este rotirea acestui echipament de protecție ca să ne dăm seama că noastră puneți acolo că de 4 ori, dar de unde avem informația aia? Acest exemplu a fost luat de mine din experiența proprie, este doar un exemplu și este legat strict despre bocancul prezentat. Eu vă înțeleg. Automat. Noi am prezentat acest bocanc nu pentru că este singurul bocanc pe care îl avem. Am undeva la 1000 și ceva de repere în portofoliu. Acesta este, în schimb, bocancul la ora actuală de pe piață cu cel mai bun raport calitate-preț. Este bocancul cu care este încălțat acest manechin. Manechinul din spatele meu este încălțat cu un bocanc de 3 ori mai scump decât acela. Manechinul de acolo și îl rog pe colegul Costi să mă ajute cu manechinul să-l aduc aproape, eventual să-l descalțe, să-i da domnului bocancul. Referitor la testul cu cele 3 luni de zile, chiar și cu acest bocanc, vă promit solemn de față cu toți acești oameni că vin la dumneavoastră, vă aduc personal o pereche de bocanci, 2, 3, câte solicitați și facem acest test. Este în regulă? În ceea ce privește echipamentul High Visibility, doamna Popa a punctat mai devreme și a pus pe ecran. Doamna Iorga, îmi cer scuze. Mii de scuze, nu știu de ce am reținut Popa. Îmi cer scuze. Doamna Iorga a punctat mai devreme și a pus pe ecran clasele, iar eu am spus în ce clasă se încadrează domeniul feroviar. Vă mulțumesc frumos. Costi, pui și un bocan la domnul Căru frumos. Și încă un aspect, așa cum am menționat mai devreme, primul pas pentru mine, ca și al Virom, în a oferta un produs, indiferent de natura produsului respectiv, este să identific riscurile la fața locului. Și repet, scopul meu nu este acela de a vă vinde un produs. Mulțumesc frumos! Vreau un microfon, că totuși... Mai vrea domnul Claudiu un microfon. Mi-a adicat domnul la fileu că apropo de locanțe cu ochii mărioase și toate celelalte. Dați un pic să-l și deschid. Dar unde-i celălalt? Unde a rămas la domnul Mantin? Nu știu cine, de ce. Da. Eu nu știu de ce v-am tot spus domnul Popo. Pot eu să răspund acum? De-aia am văzut, înseamnă că am văzut eu greșit, corect, așa este. Da, corect, corect, nu mai bun. E mai anul ăsta. Nu 45. Niciun problemă, doamne. Mă simt nevoie să răspund domnului, că totdeauna există persoane care nu mă cred. Nu era vorba de muchie tăioasă, spuneam o caracteristică. Credeți-mă, oamenii mei merg și pe piacă, merg și pe cox, merg și pe tot ce vreți dumneavoastră, am spus. Un an de zile rezistă, v-am zis, dar până la urmă trebuie să încercați. Și apropo de, eu nu cred că nu se poate vedea așa ceva lângă care ferată. Eu nu prea folosesc, decât foarte rar. Cel mai frumos după ceva v-am și spus. Dar este de înaltă vizibilitate. Este pe lângă benzi și tăsătura este reflectorizantă. Dar trebuie să încercați. Totdeauna merele sunt dacă care nu ajungem. Dar încercați. Este o părere. Eu v-am zis, nu. Respectul există. Dacă mai are cineva întrebări pentru mine, vă stau la dispoziție și acum și în momentele care urmează. Eu am încheiat.